Florin, un meci pe care l-ați pierdut pe final, a fost și acea eliminare. Care ar fi analiza ta din terena jocului? Bună seara! Un meci foarte urât, un meci pe bătaie, minge lungă. Ce pot să spun? A fost foarte greu, ne este greu să jucăm împotriva echipelor care se bazează pe forță, dueluri la cap. Am luat și acel cartonaș roșu, după părerea mea, nu se dă niciodată, pentru că dacă și-a făcut preluare, nici pe colțul de 6 metri nu era, era mingea lungă, dar asta este. Nu mi se pare normal să arbitreze domnul Kovac acest meci. Voi sunteți mulțumiți de prestația avută, ținând cont că sunteți în luptă directă cu CFR. Da, un meci, v-am spus, un meci prost făcut de noi, ne asumăm, am pierdut acest meci, noi suntem vinovați, primii vinovați, nu ne-am ridicat la așteptările publicului, așteptările fanilor, ce pot să spun, dar nu, v-am spus, nu mi se pare corect. Ai zis de domnul Kovac, tu ai avut o problemă cu domnul Kovac, acum a fost tot ok în seara asta? Da, tot ok, n-am avut nicio treabă, nici atunci nu a fost nimic personal. Dar v-am spus, nu mi se pare normal să arbitreze domnul Kovac acest meci. Păreți totuși bulversați de schimbarea sistemului? Nu am fost bulversați, doar că v-am spus, sistemul pe care îl jucăm noi, calitățile pe care le avem, nu se bazează pe minge lungă și dueluri la cap. Așa este că am jucat cu această echipă și trebuia să ne adaptăm. Din păcate nu am reușit să ne adaptăm, am pierdut acest meci. Sunt la 8 puncte, trebuie să câștigăm tot, să se înjumătățesc punctele în play-off și în play-off ar trebui să fim mult mai atenți la acest meci, pentru că, v-am spus, nu este pe calitatea noastră. Bine, și un meci mai puțin disputat voi. Da, și un meci mai puțin, da. Trebuie să batem tot. Asta este. Am pierdut, ne asumăm. O să facem o analiză, vom vedea ce am greșit, că au fost greșeli foarte mari și din partea noastră, atacanților, nu prea vedem poarta, am început foarte prost. Vom vedea și le vom pune la punct la antrenament. Ți-ai certat un pic cu echipierii la acea fază, la faza din care a ieșit cartonașul roșu? Nu mi-am certat, eram nervos pe situația aceea. Un meci foarte urât. Ișvan Kovac nu trebuia să arbiteze această partidă. Asta a spus Florinel Coman și a asumat rezultatul. A spus foarte urât, pe minge lungă. Așa am primit și așa a fost și faza aceea cu eliminare. Nu trebuia niciodată eliminat Planić. El spune că își făcuse preluarea foarte lungă și nu ajungea niciodată la ea. Sunt părerile lui Florinel Coman din teren. Spune